Recunoștință. A fost odată într-o pădure un lup rău și egoist. Toate animalele levitau, iar haita de lupi se mulțumea doar să mormăie în semn de salut când se întâmpla să-l zărească prin pădure. Era atât de egoist încât prefera să vâneze singur, ca să nu fie nevoit să-și împartă prada cu frații săi. Astfel că mergea mereu singur la vânătoare. Într-una din zile vână o găinușă rătăcită pe pajiștea din apropierea pădurii și a avut parte de o masă pe cinste. Dar lucrurile nu se terminară la fel de bine pe cât începură, căci un os îi rămăsese în gât și nu reuși să-l scoată afară nicicum. Când simți că nu mai are mult și se sufocă, merse la ceilalți lupi și imploră să-l ajute. Aceștia, în schimb, nici gând să-l ajute. Alungat, lupul porni prin pădure, rugând fiecare animal întâlnit în cale să-l ajute și promițându-i fiecăruia o recompensă mare. Într-un târziu, unui corb bătrân i se făcu milă de el și îi spuse că îl va ajuta dacă va primi ceea ce dorește. Lupul, în culmea bucuriei, îi promise orice. Atunci corbul îi ceru să își deschidă larg gura, iar el scoase cu ciocul osul oprit tocmai în gâtul lupului. După ce lupul se văzu salvat, dădu să plece fără un cuvânt. Corbul, dezamăgit, îl întrebă cum rămâne cu dorința sa. Nu vroia decât să-i ceară lupului să fie mai bun și mai atent, dacă nu cu celelalte animale, măcar cu frații săi. Dar lupul nici nu-l lăsă să-și spună dorința, ci îl repezi. Ce recunoștință mai mare îți trebuie decât să fii stat în gura unui lup, iar acesta să nu te înghită? E cel mai frumos cadou pe care ți l-aș fi putut face.